copiii pot avea un deficit mare de calciu dacă în alimentația lor de zi cu zi este introdusă brânza topită. Sărurile care intră în compoziția brânzei topite, dar și nitriții, nitrații sau grăsimile nu ajută cu nimic la dezvoltarea celor mici. Mai mult au efect negativ asupra organismului. Brânza topită este un produs total nerecomandat copiilor, mai ales copiilor mici. În primul rând, datorită faptului că în procesul de producție se folosesc săruri, nitrați și nitriți care împiedică absorbția calciului în organism, calciul pe care îl pot lua din alte alimente, iar în al doilea rând, datorită conținutului extrem de ridicat în grăsimi, care nu sunt recomandate la vârstele acestea fragede. O bună parte dintre părinți știu că brânza topită trebuie îndepărtată din alimentația copiilor. Mulți fac acest lucru. Alții, chiar dacă sunt în temă, oferă acest produs micuților. Deocamdată nu apelăm la produsele din comerț, preferăm produsele de casă și produsele din piață. Nici noi nu prea mâncăm și de asta nu dăm nici la copii. Din păcate știm cu toți că nu e bună, dar câteodată mai face compromisuri pentru copii. În principiu, a spune nu. Aș prefera ceva, o alternativă mai naturală, mai biologică, ecologică. Nu-i dau brânză topită, sub nicio formă. Se topesc tot felul de resturi. Nu este deloc recomandată, dar atunci când o găsește în principal pe rafturi, în magazin, zice mama vreau și este foarte greu să refuz. Din cauza alimentației necorespunzătoare, în cazul multor copii, medicii descoperă o lipsă mare de calciu sau de alte vitamine. În plus, aceștia sunt mai predispuși la anumite boli pentru că organismul lor este hrănit artificial.